Inimioară 3D, arte vizuale și abilități practice, clasa 1, autor Florentina Verdosu Toma. Inimioară 3D prin tehnici de lucru combinate. Această resursă educațională vizează competența specific HOT2-3 din programul școlar și anume realizarea de obiecte, construcții, folosind materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile. Etapele de lucru sunt următoarele. Confecționarea șablonului inimioară, desenarea inimioarelor pe hârtie cu ajutorul șablonului, decuparea, plierea, asamblarea prin lipire și expunerea sau decorarea spațiilor ambientale. Materialele necesare sunt următoarele. Hârtie roșie, creion, foarfecă, lipici și șnuri. Confecționarea șablonului se realizează prin îndoirea unei bucăți de carton la mijloc, pe care desenăm apoi o buclă cu ajutorul creionului ca în imaginea alăturată. Decupează conturul desenat cu ajutorul foarfecii și iată, ai obținut șablonul inimioară. Pe o coală de hârtie roșie, desenează cu ajutorul șablonului și al creionului cât mai multe forme de inimioară. În etapa de decupare, cu ajutorul foarfecii, decupează toate cele 6 inimioare desenate. În etapa de pliere, îndoaie toate inimioarele la mijloc, ca în imaginea alăturată. Asamblarea prin lipire se face astfel. Punem lipit solid pe o singură parte a fiecărei inimioare pliate. Apoi suprapunem succesiv inimioarele, una peste alta, ca în imaginile arăturate. Și iată rezultatul. Atașează șnurul la mijloc, ca în imaginea alăturată, și adaugă lipici pe cele două fețe. Apoi unește prin lipire prima și ultima parte. Expune inimioara în camera ta. Decorează-ți camera. Sau holul școlii. Sau clasa. Îți mulțumesc pentru atenție!